La aproape o lună de la incendiul care a distrus mansarda unui bloc de locuit de pe strada Paris din sectorul Buicani al capitalei, locatarii așa și nu au primit vreun ajutor. Aceștia spun că sunt nevoiți să locuiască în continuare la rude sau la prieteni. Responsabilii de la primărie menționează că sunt în așteptarea rezultatelor expertizei tehnice, care urmează să fie prezentată joi, 24 octombrie. Da, din vecini doar noi suntem, că nu avem unde sta. Vecinii mai au unde și stau în altă parte. Silvia Gavrila este singura dintre locatarii blocului afectat care a rămas să locuiască în apartamentul devastat de incendiu. Pentru că nu are unde să plece, locuiește împreună cu familia. Toți cei patru membri ai familiei stau într-o odaie. Da, acum deja în dormitorul nostru stăm toți patru. Mi-au spus să așteptăm deciziile autorităților, că nu ne se permite sinistrator nici să scoatem totul și nici să facem din nou. Recent a fost renovată odaia, am fost săclit tapeți, schimbat geamul, tot, podea, tot, am schimbat pod și deja mai schimbăm o dată. Conform devizului de cheltuieli, da, aproape la 300.000 de lei, doar interior, în afara acoperișului. Șeful Direcției Locativ-Comunale a Capitalei, Ion Burdimov, a declarat că după ce vor fi gata rezultatele expertizei, vor fi luate deciziile privind acordarea ajutorului proprietarilor apartamentelor arse. Acolo nu este apartamentul primăriei, dar proprietate privată care a fost incendiat. Și noi, ca autoritate, ne-am implicat să ajutăm oamenii, dar nu suntem obligați să încălcăm legea. Noi am comandat expertiză. În baza expertizei să facă proiect, să schizeze proiect, să facă deviz și o să vedem despre ce sumă merge vorba, ca noi să ne ocupăm. Amintim că 6 familii au rămas fără acoperiș deasupra capului după ce în seara zilei de 29 septembrie mansarda în care locuiau a fost cuprinsă de flăcări, iar alte 12 apartamente au fost inundate în timpul intervenției pompierilor.